După ieșirea la pensie a celor doi fuști inspectori șefi, comisarul șef Florian Marin și comisarul șef Nicolae Sărdărescu, chestorul Ion Stoica este al treilea șef din IPJ care părăsește structura. La sărbătorirea Zilei Poliției Române a mărturisit că este foarte emoționat la ultima întâlnire cu subordonații. Cele mai grele decizii au fost acum 32 de ani, când a hotărât să plec în cercetarea științifică și să vin în cercetarea penală. Și această decizie, ultima decizie a mea de plecare din Ministerul de Interne, din rândul cadrelor active, a fost o decizie extraordinar de grea. N-am dormit nopți întregi. Eu n-am venit la Vâlcea, am venit să rămân. Dar modificările acestea legislative, fluctuația aceasta în domeniul legislativ al pensiilor, ca pe mulți alți colegi din Ministerul de Interne, m-a determinat, în urma unei analize serioase, să fac acest pas și să mă hotărăsc să mă retrag. Eu vă spun ca o previziune, așa, urmează vremuri grele. N-aș vrea, la asemenea moment festiv, să vin cu aceste previziuni. Dar, în afară că e un an greu, mă refer la cele două alegeri, tururi de alegeri locale, alegerile parlamentare. Gândiți-vă câți oameni au plecat din Poliția Română. Gândiți-vă câte funcții de conducere trebuie să vă ocupați. Gândiți-vă cât de multe activități. Și de aceea sunt sigur că vă veți mobiliza și veți obține tot rezultate bune cum ați obținut și până acum. Peste câteva zile va ieși la pensie un alt polițist din generația de aur a structurii, comisarul șef Mircea Neagoe. După 33 de ani de activitate în care a strâns experiență și amintiri, se desparte de oamenii care i-au fost alături. Din cele 194 de ani ai Poliției Române, 33 de ani, aproape 33 de ani, am făcut parte și eu din această instituție. Am fost, de fapt, onorat să fac parte din această instituție. Am căutat să mă achit de sarcină de serviciu la cotele sau la parametrii cei mai înalți. Am făcut parte din structuri operative, parte din structuri suport. Văd în sală, o să le spun, foști colegi care m-au primit ca tânăr locotenent la vremea respectivă de pe băncile școlii, au fost înțelegători cu mine, m-au ajutat enorm de mult și vreau să le mulțumesc pentru ceea ce au făcut pentru mine. Iar dumneavoastră, având în vedere că este ziua Poliției, aș vrea să vă urez pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră, multă sănătate și la mulți ani. Și să nu uităm un lucru, acum câțiva ani, nu sunt chiar mulți, a existat la conducerea Poliției Române un domn chestor care ne-a spus așa, pe locul 1 să fie familia, pe locul 2 să fie familia, pe locul 3 să fie familia. Și după aceea celelalte. La mulți ani și mulțumesc frumos! Cei doi polițiști, cărora li s-a adăugat și comisarul șef Nicolae Sărdărescu, au primit diplome de excelență pentru întreaga activitate.